cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Ca să citesc, să citez un clasic în viață, omul care scrie editoriale la Mesagerul de Neamț, pentru fiecare număr, el spune că, dom'le, avem o criză în România, este de neuroni. Se pare că așa este, în județul Neamț avem crize, dar nu de neuroni, la noi neuronii colcăie peste tot, avem o criză care s-ar putea să genereze multe, multe lucruri. În primul rând, avem un exemplu pe care tinde să fie urmat de tot mai multă lume. Adică, dai un bum, fugi și pe urmă spui că ești bărbat și ești mecher. Am aflat că domnul care a fugit este așa ca un fel de urs care acum este atacat de toți nevolnicii. Să-mi fie cu iertare. Este un hoț și un șmecher și un dictatoraș. Asta a fost, a făcut și lucruri bune, destule, cum le-a făcut, cu ce costuri și pentru în folosul al cui în afară de populație este o altă poveste, dar asta nu înseamnă că e un exemplu de urmat și de lăudat. Lăsăm pe domnul deoparte, îl lăsăm cu domnul, cu domnii care l-au protejat până acum și mergem spre emisiunea noastră pentru că avem probleme, eu zic, destul de grave și multe într-o zonă care poate va primi mai multă atenție de acum încolo. Este vorba despre Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Bună ziua, domnul Alex Filimon. Bună ziua, domnul Bălănescu. Mulțumesc pentru invitație. Asta cu criza de neuron nu se referă și la spital. La spital sunt neuroni. Sau la invitat. Sau, bine, la invitat și la realizator nu se pune problema. Adică m-am liniștit. Noi, chiar dacă avem, noi arătăm decât când vrem. Da, exact. Așa. Nu, eu mă gândeam la spital. Apropo, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a primit o sumă de bani mică de la buget anul acesta vis-a-vis de alte alocări bugetare. Am discutat acum câteva săptămâni despre situația asta. Eu, adică, pornim cu discuția de aici să vedem ce se mai întâmplă în zonă, pentru că sunt multe lucruri care au ajuns la noi și vreau să le confirm în această emisiune sau să le infirm. De exemplu, a ajuns la noi un zvon, ca să-i spun așa, deși nu-i chiar zvon, e de la cineva care e în domeniu, cum că sunt probleme pe lucrarea de la ambulatorul de specialitate. Corect. Deci, corect. Ce probleme sunt? Pentru că acolo e o lucrare importantă. Dacă nu se termină la timp, creează multe probleme de funcționare. Haideți să încerc să explic așa, ca nespecialist, din ce am înțeles eu. Echipa respectivă a lucrat foarte bine până au început această decapare a pereților din ambulatoriu, din corpul C. Ei între timp s-au apucat și de partea de extindere și lucrează acolo în continuare, însă în acel corp s-a oprit datorită faptului că și-a dat seama că structura respectivă nu este în regulă. Fiind structura de așa natură încât nu au vrut să mai riște să lucreze pe acea structură, am înțeles acum că se face un nou proiect pentru eliminarea acoperișului, schimbarea unui planșeu, întărirea clădirii. Stați un pic, nu înțeleg. Poate nu înțeleg eu bine. Cum adică? Se face un proiect acum? Se face acum un proiect nou pentru structura nouă. Pentru structură. Pentru că... Stați un pic. Deci eu înțeleg așa. Am avut un proiect destul de scumpuț, așa, ca să nu... Da, care includea niște permutări de birouri și niște pereți mutați, dar nimic semnificativ din punct de vedere structural.
Da. Bun, dar când faci treaba asta, nu vine un structurist care să se uite, apropo de neuroni. Din ce știu eu tot așa, de prin familie, da, vine structuristul, dă niște găuri, adică face nu, o expertiză. Nu vine nimeni să facă o expertiză la clădire. Păi, clădirea nu mai fost și făcută într-o parte a ei, nu mai fost un alt proiect? Asta e interesant. Pentru că acolo structura pentru era că alta? Fața clădirii sau corpul A, cum îl denumim noi, unde e chiar intrarea în policlinică, a fost renovată acum. Da, deci să înțeleg că renovarea a stricat structura. Că dacă când, în momentul în care s-a făcut renovarea, structura era bună. S-a făcut renovarea, s-a stricat structura, am început un proiect nou, l-am început să lucrăm și ne-am dat seama că nu e structura bună. La corpul C. Nu pot să vorbesc de corpul A, pentru că nici nu eram, nici n-am văzut proiectul și el e renovat. Deci el e renovat deci, cu față, structura bună. În față. E posibil. Și probabil că făcând structura bună acolo, s-a stricat aia din corpul C. Făcând structura bună acolo, nu știu când a fost făcută clădirea, cred că prin anii 70 eu sunt un pic, cum să spun, am înțeles. Sunt curios așa că nu au folosit pe atunci materiale bune, pentru că era o problemă în acele vremuri să nu folosești materiale cum trebuie sau conform proiectului și să faci o clădire așa ca să pară făcută, mai ales în curtea unui spital. Dar ca să ajungem în vremurile noastre, ideea de acum este că trebuie făcut oricum un proiect nou, ceea ce înseamnă pe limbaj simplu că va trebui să oprim lucrările la corpul C, se lucrează în continuare la extindere, pentru că ai o clădire nouă. Cu și structură proprie cu făcută. Structură proprie. Adică, acum se toarnă. Dar n-ar fi bine să vină cineva să verifice structura? Ca să nu cumva să structura nouă să afecteze o altă structură de la un alt corp din spital. Structura nouă afecta niște țepi de gaz pe care a trebuit să le mute constructorul neștiind că sunt acolo în zona respectivă, dar astea sunt proiecte mici și simple. Asta este o chestie de doi bani, adică tu te duci într-un spital, sapi și dai peste o țeavă de gaz folosită sau nefolosită? Două, folosite, da. Folosite. Deci, ca să spunem așa, este o chestie chiar interesantă. E cam la fel cu lumânarea, știți, din ATI, cum zice domn procuror. E cam la fel cu lumânarea din ATI. Adică te duci, ai o țeavă de gaz, nu spune nimeni că e acolo, că nu-i pe schemă. Au avut grijă, au început săpăturile într-un mod... Au verificat, da. Țigara, dar dacă curge... Ei își fac treaba, au făcut aceste mici proiectele separate. Domnul pentru... manager, știți, vorbeam despre neuroni înainte. Da. Ca să concluzionez, e al patrulea proiect de la noi care e cu semnul întrebării. Semnul întrebării... Păi avem Nefromedul care și el e cu structura și mă rog cum e. Cum să fie Nefromedul? A fost construit? Avem pediatria la care eu personal lucrez acolo, într-adevăr sunt implicat și vrem să dăm drumul la proiectul tehnic, un proiect tehnic adevărat ca să terminăm pediatria. Oncologia s-a descoperit iarăși pe parte de structură că nu e bun sau mă rog sunt probleme și s-a stopat lucru și acum la ambulatoriu. Deci, cine a făcut toate proiectele astea? Ca să nu o luăm razna. Nu știu dacă contează firma care a făcut proiectele. A fost făcute sub oblăduirea cuiva. Sub oblăduirea cui? A Consiliului Județean. Deci, Consiliul Județean s-a ocupat de chestia asta, da? Bun. Dom'le, e noaptea minții. Faci un proiect. Îi dai drumul. Vine constructorul și spune, stați un pic, avem o problemă la structură. Bă, dar tu când ai făcut proiectul, n-ai luat în calcul și lucrul ăsta? Proiectul de la ambulator, din câte l-am înțeles, eu v-am zis, era vorba de niște recompartimentări, de niște, știu eu, îmbunătățiri estetice și plus această extindere. Nu era vorba de un proiect complex de a întări clădirea, de a schimba structura, de a schimba acoperișul.
Adică inițial dărâmau vreun perete interior? Cred că dărâmau niște perete interior. Când dărâmi un perete interior, nu trebuie. Eu știu că și la bloc, dacă te duci și dărâmi o bucățică, trebuie să-ți iei autorizație, că ți sare vecinul în cap. Surpriza cred că a fost la planșee, că am înțeles că planșeul de la etajul 2 era în stare, sau este în stare proastă. Și planșeele astea sunt foarte greu de verificat. Până nu dai jos gletul. Simt așa o mică undă de umor sau de sarcasm. Dar nu, dar parcă suntem la ai umor în momentul ăsta, serios, pe cuvântul meu. Deci, cum credeți că mă simt eu? Da? Care deci, nu, deci... Am două proiecte deja începute. Da? Am oncologia, care niște creează oameni, mari probleme. Am discuții cu foarte mulți oameni, specialiști care vin în spital și mă întreabă ce se întâmplă cu oncologia și cum pot să rezolv problema. Spune cineva, ai umor negru. Spațiului. Ai umor negru. Da, păi cam negru, da, dar lăsând gluma la o parte, da, e o situație de neinvidiat, ca să spun așa. Plus că mai sunt cele două din trecut, dar acum am avut sau am plăcerea de a menegerea și aceste probleme. Nu știu ce eu să nu prea zic. Înțeleg acest, sincer, nu prea înțeleg cum să fac aceste proceduri și de ce ajungem să facem, nu știu, un proiect de 7 milioane, de 10 milioane, când poți să faci un proiect ca lumea, nu știu, să mai pui niște bani, să faci unul de 15, să faci toată diligența înainte, da? Să afli tot ce se întâmplă cu clădirea aia și atunci când îi dai drumul să meargă totul strună. Efectiv, nu asta înțeleg. Nu înțeleg eu. Da, poate, bine, nu sunt inginer, sunt un biet economist, cum mi se spune, dar totuși, din experiența pe care o am în clădiri, în renovări și așa mai departe, mie mi se par că pașii ăștia de început, când te duci și faci ceva, un proiect, trebuie să fie foarte, foarte bine fundamentat și făcuți. Ca să nu mai spun că acest proiect este finanțat până la sfârșitul anului. El trebuia să înceapă în 2018. Acum, sincer, lăsând toate astea, mi se pare un fel de... Dacă nu-i prostie, e sabotaj. Nici eu nu știu cum să-i mai zic. Deci dacă nu-i prostie, nu incompetență, indolență, atunci e sabotaj. Fondurile astea pentru acest proiect există din 2018. Da? Scrie și pe afișul proiectului. Da. El trebuie să termine anul ăsta. Nu se va termina anul ăsta, evident. Asta ce înseamnă? Că dumneavoastră știți foarte bine. Fondurile respective dispar. Și se pun din banii... Nu știu dacă se vor pune din... Păi asta e chestia. Păi dar nu, ai început o lucrare, nu poți să o lași. Da, dar trebuie să găsești noua sursă de finanțare pe care o vei găsi... Fondul bugetului. La un bugetul moment, nu știu, bugetul poate județului. Să fie fonduri, poate să fie guvern, poate să fie județ, poate să fie o grămadă de alte variante, da? Cel care proiect nou. Proiect nou, licitație nouă. Da. Deci cel care face acum extinderea și a lucrat la clădire și a decopertat-o, s-ar putea să nu câștige nou proiect și noua licitație. Deci nu știu cum se reușește la neam să se facă dintr-un proiect simplu un proiect foarte complicat. La noi în curte, nu știu în alte locuri. Nu, deci... În momentul când enumeri toate astea și te gândești la consecințe, bolnavii de cancer, toate chestiile astea care sunt în ambulatoriu, cabinete în ambulatoriu de specialitate. Și acolo, și ei sunt înghesuiți. Da, deci e o nebunie. Nu mai vorbim de spitalul în sine care are circuitele pe care le are și cum se desfășoară și cum se descurcă. Deci sunt niște probleme. Și tu faci proiecte și îți bagi... Nu mai vorbesc de extinderea UPU, proiectul care a murit. Proiectul care a murit și care, vă spun sincer, era foarte folositor, dacă mă întrebați pe mine din toate proiectele astea, era folositor. De ce? Pentru că la UPU e un spațiu mic. Noi vrem, după ani de zile, și revin la treaba asta, nu înțeleg de ce nu s-a făcut până acum un UPU pentru copii. Suntem singurul spital județean care nu are așa ceva și aveam nevoie de acest spațiu. A, că era, nu știu, eu am văzut diverse variante, diversi arhitecți, da? Numai în 2 ani decât sunt eu. Că era de 2000 de metri, că era de 1000 de metri, că era de 500 de metri, nu știu. Că era o clădire pe stâlp din tablă,
da? Ar fi fost ceva în plus și am fi avut oarecum alte fluxuri în UPU. Mai ales că, vrem nu vrem, în continuare există acești pacienți COVID. Și există acel extra circuit spitalicesc pentru acest pacient. Și atunci, evident că activitatea din UPU este îngreunată de lipsa spațiului. Și nu e un proiect, cum să spun, nu e un proiect atât de complicat să construiești ceva lângă o clădire existentă, unde ai utilități, ai tot ce trebuie. Spațiu. Spațiu era problema cea mai mare. Da, da, ai spațiu, ai utilități, spre deosebire de spitalul nou, unde nu mai ai utilități. Da? La UPU ai utilități. Deci era vorba să mai faci încă o clădire, să o alipești de cealaltă. Și care probabil nu ar fi costat 2 milioane, 3 milioane de euro. Nu știu cât ar fi costat. Nu, că n-am ajuns încă în acele discuții cu arhitecții respectivi, n-am ajuns la partea de devizi. Dar indiferent de asta, acel UPU ar fi fost foarte folositor. Pentru că eu acum sunt în discuții să fac acest UPU pentru copii și ne gândim unde să mutăm niște spații din UPU, am găsit și singura chestie care a mai rămas de rezolvat este să găsim măcar spații pentru vestiare pentru cei din UPU. Și căutăm prin spital, inclusiv în spațiul Nefromed, care nu e folosit, dar e utilizabil, ca să zic așa, să punem vestiarele acolo. Acolo este, cred că, cea mai mare rușine din istoria administrației județene și a Spitalului Județean Neamț. Cea mai mare rușine, să ai bani în cont ca să construiești, să dotezi niște săli de operație, așa cum s-a stabilit printr-un protocol semnat de nu știu câți, prima dată de Marcoci, după aceea de Pruteanu, de directorii care erau la vremea aia, și să ții de atâta timp un spațiu gol. Este cea mai mare rușine. Cu niște piedici puse de oameni care spuneau că vor binele spitalului și au pus piedici constante ca să acolo să se întâmple ceva. Eu vă zic altfel, din tot ce mi-am propus eu să fac ca manager sau un mandat sau ce am discutat cu cei din conducerea Consiliului Județean, e singurul punct de care nu am reușit să mă prind deloc. Pentru că nu vine nicio firmă. Am vorbit cu experți judiciari, am vorbit cu experți structuriști, am vorbit cu diversi oameni. Mi s-a dat o misiune, ca să zic așa. Da? Vezi ce faci cu Nefromedul. Da? Și am încercat să găsesc firme care să vină, să-mi dea și mie spitalului o sau Consiliului Județean. Nu neapărat să-mi spună ce am acolo. Că nimeni nu știe ce e acolo. E bun electricul, nu e bun electricul. Se ventilează, nu se ventilează, ai aer condiționat, nu ai. Spații, ISU, toate alea. Să vină cineva să spună. Măcar să zică dacă au fost făcute conform standardelor de la momentul respectiv. Atât. Atât. Că nu poți să zici că clar... Clar, conform standardelor. Problema? Care e de fapt problema? Vrea nimeni, știți cum e, sunt puțini experți în țara asta, că tot vorbeam de neuroni, și expertul respectiv alege să nu vină la Spitalul Județean Neamț să facă o expertiză care poate să descopere tot felul de chestii și nereguli și așa mai departe. Și își fac alte proiecte în alte zone, da? Pentru că nu sunt atât de mulți. Atunci faceți o acțiune în instanță. Și instanța, găsiți un pretext, duceți în instanță și după aceea instanța va pune un expert care să vină să constate. Nu am cum, dar vă zic așa, ca realizări versus nerealizări, asta e una de care pur și simplu nu mă pot lega cu nimic. La pediatrie, cum am zis, am făcut un Dalin nou și urmează acum să scoatem la licitație, să scoatem, facem caietul de sarcini pentru proiectul tehnic. Iar la celelalte două, ce să vă zic, nu e o situație plăcută. Chiar noi avem acum un control de la DSP, un control pe 2 luni și tot mă întâlnesc cu doamnele respective și chiar le-am spus că m-au tot întrebat de oncologie și de spații și am spus chiar nu am o soluție. Nu e o chestie la care nu ne gândim, dar chiar nu mai sunt soluții. Și dacă vă uitați în oraș în general, nu prea sunt spații. Vedeți și problema de la școli. Școlile au nevoie doar de o sală, de căldură și de... Lăsați că la școli, de exemplu, tot scandalul de la școala 5 s-a... Bun, dar și acolo a fost o discuție cu aceste spații. Dar eu ce vreau să zic este că nu,
ca să muți o secție sau mai multe secții care au nevoie de mai mult decât au nevoie de niște copii. Acolo ai nevoie fără, și de... Da, da, deci ai nevoie de anumite condiții specifice. E dificil în orașul Piatra Neamț, cu spațiile care sunt disponibile și, și asta. Și chiar am discutat cu doamnele respective și am zis că voi face o întâlnire și cu domnul director Firăstrău să explicăm și să înțeleagă și dumnealor la DSP această situație. Uitați, am primit o sugestie pentru dumneavoastră acum. Domnule Filimon, vă invit respectos să încercați să vă faceți o programare online sau la telefon la unul din cabinetele din policlinică și apoi să mergeți la programare să vedeți condițiile în care așteaptă pacienții și dacă medicul vine la program. Explicații pentru lipsa de la program se găsesc mereu, dar pacienții pleacă de la serviciu, își iau zile sau ore libere, așteaptă la ușa cabinetului cu ore ca să-i se spună apoi, azi nu vine medicul. Sistemul de programări online funcționează. Problema este că... Și la medic? Cum adică? Dacă și la medic? Adică medicul ține cont de programările online ale pacienților sau el are... Tocmai ajungeam la subiectul... Nu, deci... Deci sistemul de programare online. Noi trimitem un anumit program la casă pe care casa ne-l decontează și ne-l aprobă cu un anumit număr de consultații și anumit număr de ore pe fiecare medic din spital. Noi ne-am dat seama în ultimele luni de cerința pe care pacienții din Neamț o au față de acest program și am făcut o decizie în comitetul director ca niciun cabinet să nu aibă un program de mai puțin de 6 ore pe zi. De ce? Pentru că noi avem asistente care sunt acolo în permanență. Asistenta. Dar degeaba am asistentă 7 ore sau 6 ore dacă medicul vine o oră pe zi. Sau vine o oră pe zi, o dată la 3 zile. Ceva de gen. Și atunci am făcut acest program și am început să-l implementăm, să vină și să stea acolo 6-7 ore măcar cineva de pe fiecare secție. Deci ca să ajutăm din punctul ăsta de vedere a programărilor. Cu lipsa medicilor din cabinete e o poveste mai lungă și se fac eforturi pentru a preîntâmpina. Eu în general, adică eu ador poveștile. La mine vin oameni. A venit cineva și să zic și a zis, uite, am stat la un anumit cabinet, nu e doctoriță acolo, ce facem? Ce pot să fac este să sun, să văd cine e, unde e, de ce nu e acolo, dacă e o urgență în spital și a trebuit să fie în spital. Pecuniar nu puteți face nimic. Pecuniar, ca să fac ceva, ar trebui să facă cineva o plângere, să înscris. Da? Da, eu să o dau... Nu pot să fac legal. Cum se cheamă, sesizarea. M-am dus la fața locului, n-am găsit medicul. Da, deci dacă cineva face chestia asta... Nu, dumneavoastră. Sau directorul medical. Se duce astăzi de la ora 10 să vedem ce medici eu sunt să acolo. Eu să știți că umblu și doamna directorul medical umblă prin policlinică și încercăm. Dar nu avem, vă dați seama, fiecare zi 7 ore nu putem fi în policlinică. Că, după cum vedeți, mai sunt și alte probleme la spital. Dar domnul respectiv are dreptate. Pe de altă parte, se fac programări. Și mai sunt și cei care vin pur și simplu, că au o problemă. Și se încurcă programările. Mai sunt cei care vin, din păcate, că au un mijloc de transport la ora 9 și el e la 9, chiar dacă la 11 e programarea. Că așa poate persoana respectivă și se înghesuie. Și sunt într-adevăr cabinete la care este o adresabilitate, la care este o adresabilitate foarte mare și stau oameni acolo, deci e plin. De fapt, fondul întrebării nu erau pacienții care vin. Și acolo e o problemă, condițiile în care așteaptă. Păi, că nu se respectă, așa. Dar nu, fondul problemei este dacă există sau nu medic. Noi mărim, am mărit programul la medici. Eu aștept să vedem odată conducerea spitalului, cum spune, domne, astăzi de la ora, deci joi de la ora 9 la ora 3, am făcut un control. Cum stau polițiștii cu radarul, știți? Da. Polițiștii cu radarul. Că a venit un domn de la poliție și ne-a spus, noi nu stăm ascunși, noi constatăm. Era să zic eu ceva, dar așa. Dar eu vă spun, faceți una ca polițiștii cu radarul, știți? Și vedeți într-o zi, la cabinete, domne, poate e un fenomen.
poate e ceva care se întâmplă odată la o lună. Are domnul doctor, am uitat cum îi spune, celul de la ochi, oftalmologie. Motaș? Domnul Motaș are o urgență de operat și nu e la cabinet. Pot să-l înțeleg la urgență. Dar când urgența asta ține 3 zile, e o problemă. Da, n-aș vrea să... Am dat un exemplu absolut nela locului. Da, dar facem controle, mergem, dar nu, nici nu e job de polițist. Până la urmă, acești doctori au un program pe care noi îl trimitem la casă. Dacă vine un control de la casă, dumnealor sunt responsabili. Bun, dar controlul de la casă n-are cum să știe dacă ăla a fost sau nu. El trimite o listă, stă asistenta. Nu neapărat. Au mai fost controle de la casă și s-au verificat programele și s-au descoperit de anumite probleme. S-au descoperit? Probleme. Da. S-au făcut avertismente, s-au dat avertismente. Deci nu e totul chiar așa roz. Dar pe de altă parte, așa cum eu merg la 8 jumate la treabă și îmi văd de treaba mea, așa consider că un om care e doctor și cu atâta educație să-și facă programul respectiv. Mai ales că ei și-l aleg. Nu-i forțez eu. La ora 8, nu știu, miercuri dimineață trebuie să fie acolo. Secțiile își fac programările, ei își împart zilele pe zile. Deci nu e nimic forțat din partea conducerii. Bun. Deci aveți probleme în momentul ăsta pe zona aceasta, ambulatoriu, unde sunt înghesuite lucrurile și s-a descoperit cabinete, această, da, să-i spunem, soluție miraculoasă de a face un proiect după ce un proiect este făcut, oprim lucrările și vedem ce facem cu planșeurile. Așa. Aveți probleme pe zona oncologie, dar aveți și reparații. În chirurgie, când încep reparații? Ce se întâmplă cu programul acolo? Cum va fi afectată relația chirurgie-pacient? Acolo trebuie neapărat să face niște reparații. Nu au fost făcute de, cum mi s-a zis, de 15 ani, nicio intervenție. Ușile sunt în continuare din lemn la chirurgie. Vă dați seama că nu poți să ai uși din lemn într-un spital. Începem reparațiile. Am discutat cu domnul doctor Bugan, am discutat cu asistenta șefă. Vă face anumite permutări în saloane și echipa respectivă va lucra pe saloane și pe bucăți din secție, așa cum am făcut de altfel. Deci și să înțeleg că nu în bloc operator se nu fac. Nu în bloc operator. Deci e vorba doar de saloane. Saloane, da? Și holuri, da. Saloanele de la chirurgie au o mare problemă. Pe vremea cuiva s-au făcut niște pereți de rigips înăuntru pentru probabil a... Știu, oferi mai multă intimitate pacienților și dintr-un salon mare, cum avem noi de obicei de 4, de 5 sau 6 patru, s-au făcut două jumătăți. Ei, acel perete arată groaznic, mie nu mi-e jenă să spun, pentru că acele paturi, toate paturile, noptierele, tot ce se transportă sau se mută în salonul respectiv, se izbesc în acel perete din mijloc. Și bineînțeles, e uzură, sunt găuri, sunt. Și vrem să le eliminăm și din punct de vedere igienic, din toate punctele de vedere, plus varul respectiv și ce mai e nevoie de făcut acolo. Deci alea era un fel de, să spunem, semi-rezerve, ceva de genul ăsta. Semi, dar ceilalți de pe celelalte etaje nu au structura asta. Dar așa s-a dorit atunci la secția de chirurgie, care ocupă un etaj întreg. Nu uitați că revenim la subiectul inițial, finanțarea. Deci noi avem finanțare mică, ca să nu spun foarte mică, de la Consiliul Județean de 3 ani, adică ăsta e al 3-lea an. În primul an am înțeles că a fost USR-ul la conducerea Ministerului, n-am primit aproape nimic, da? În formă de echipamente și bani de la Minister. După aia au fost alte probleme. Acum suntem în al 3-lea an cu un buget care... Iarăși îți spun și repet și am discutat cu foarte multă lume, inclusiv cu niște colegi din presa locală care mi-au cerut aceste informații pe ultimii, nu știu, din 2015 încoace, dar n-am văzut nimic publicat. Noi suntem la nivel de 2015-2016 acum cu banii, cu lei, ceea ce primim, care e foarte puțin. Nu mai zicem de război, de inflație, de ce s-a întâmplat anul trecut. E foarte puțin, oricum. În contextul în care e singurul spital. Când ești în Iași și ai 15 spitale în Iași și, mă rog, unul poate e mai bun, altul e mai rău, altul e mai puțin. E altceva, mai are omul unde să aleagă, unde să se ducă. Dar la noi e singurul. Eu înțeleg foarte bine
Și îmi doresc ca toți ceilalți nemțeni acest spital nou. Dar am zis și în emisiunea dumneavoastră și în toate celelalte emisiuni și în interviurile pe care le-am avut, că noi trebuie să avem grijă de spitalul pe care îl avem acum, în acest moment. Finanțarea pe care o primim de la casă este iarăși afectată de niște schimbări, le-aș numi eu strategice, din punctul lor de vedere. Exact, cu mai multe spitalizări de zi și mai, deși sunt bani disponibili, noi nu reușim să facem spitalizările de zi pe care n-aș putea spune că ne le impun. Dar ne-au zis că ăștia sunt banii pe acest tip de servicii. Adică avem grămada asta mică și grămada asta mai mare, da, de servicii. Ia gândiți-vă voi dacă... Ei, ca să ne gândim noi din decembrie și până în ianuarie și februarie, că practic eu am rezultatele pe ianuarie și februarie, da? Și am fi putut să luăm cu vreo 1.200.000 de lei în plus ca spital, pe care, disponibil, dar pe care nu putem să-i luăm pentru că n-am efectuat serviciile respective. Ei, acel milion reprezintă niște bani, e o sumă semnificativă pentru spitalul nostru. Pentru că de acolo sunt reactivi, materiale sanitare, medicamente și așa mai departe, despre care discută toată lumea, că nu sunt îndeajuns, că nu avem secții și așa mai departe. Deci, shift-ul ăsta, schimbarea asta pe care casa a făcut-o la sfârșitul anului trecut și care va continua până în iunie, afectează oarecum. Și ca să faci spitalizări de zi, totuși nu ar trebui să ai... Ca să faci spitalizări de zi, saloane... trebuie să ai paturi speciale într-o anumită locație, da, pe care unele secții le au, altele nu le au. Deci e dificil și pentru... De asta spun, când faci o schimbare de asta de strategie, dacă o faci la o instituție cum e Spitalul Județean, nu se întâmplă totul atât de rapid. Deci noi ne chinuim de o lună de zile să încheiem niște contracte, să ne dea cineva varul prin spital înainte de acreditare. Deci nu e că pac. Dar de ce? Că e greu. Varul sau cu... treci prin CEA, e cumpărare directă, dar de fapt nu e cumpărare directă. Trebuie o avizare de la Consiliul de Administrație. În Consiliul de Administrație se discută ce secții ar trebui văruite, că nu avem bani să le văruim pe toate. Da? Și tot așa, deci... depinde cine e în Consiliul de Administrație. După aia ajunge, da. Depinde și asta, da. După aia ajunge la juridic, juridic au și ei ceva de zis și așa mai departe. Deci un proiect de ăsta de gen, nu știu, 150.000 de lei de dat un var în spital și de renovat chirurgia devine un fel de wow, ce proiect și ce, nu știu. Înainte se semnau proiecte de milioane de pe zi pe alta, se și încasau bani a doua zi. Fără să se facă lucrarea. Da. Așa de Crăciun de obicei se întâmplă treaba asta. Crăciun, anul nou, da. Acum e foarte dificil să găsim bunăvoința, să ajungem să dăm un var înainte de acreditare. Dar asta e, mă rog, e o frustrare de la probabil. Dar nu este o frustrare, este un lucru care se întâmplă și care ar trebui spus direct. Doamne, stați un pic, hai să vedem. Luăm lista Consiliului de Administrație să vedem cine vrea să dea cu var, să spunem, nu știu, la interne. Da. Știm. Apropo, cine? La interne, cum mai stați? Am înțeles că este un entuziasm deosebit în a face gărzi. Da, au revenit problemele. Deci e un entuziasm. Revin imediat și la subiectul cu internele. Deci, la spital avem avem această finanțare care, da, e afectată. Eu sper, revenind la introducerea pe care ați făcut-o dumneavoastră, să fie un moment zero la spital, așa cum am sperat în ultimii 2 ani, și să fie văzut de următorul președinte sau, mă rog, de cine o să fie la Consiliul. Vicepreședinte cu atribuții de președinte. Cine va fi, că nu mă pricep la treaba asta, ca o prioritate. Fără a se elimina, cum să spun eu, fără a se considera acel spital nou să treacă pe planul 2, nu zic asta, dar să fie și finanțarea pentru spital o prioritate. Pentru că oamenii trăiesc acum. Oamenii sunt acum acolo. Eu am acum nevoie de reparații și de asta. Că o să zică lumea, bun, se face nou spital, de ce? Că, na, cam asta era. Se face nou spital, de ce îți mai trebuie? Menține așa. E foarte greu să menții așa. Pentru că sunt nemulțumiri de la pacienți, sunt nemulțumiri de la doctor, sunt nemulțumiri de la personalul medical. Sunt foarte multe nemulțumiri și totul trebuie să ții în cec. Eu constat că mulțumiți sunt cei de la Consiliul Județean și Ministerul. De cum stau lucrurile. Să știți că la Minister am trimis nenumerate e-mail-uri, mesaje pe WhatsApp,
tot, și inclusiv ministrul Rafila, să vină la Piatra Neamț. Că e foarte simplu să te duci la Bistrița Năsăud, unde, apropo, tot PSD este la, sau a fost, este la putere, da? Și e un spital wow, da? Unde acolo managerul își pune problema de roboți în farmacie și așa mai departe, eu îmi pun problema de a nu mai căra tone de hârtii prin curtea spitalului să facem ceva, să informatizăm. Și să vină, să vadă, pentru că de la incendiu, dacă o luăm așa, nu a mai fost nimeni din conducere, din minister. Au fost procurorii, dar și-aia rar. Procurorii. Și-aia rar. Ei vin, își fac treaba, fac expertiza, ne mai cer niște hârtii și își văd de treaba lor. Deci relația este rece. Sigiliul este... Este în continuare. Nu, și... adică este solid, este bine pus acolo. Ca dar să... nici nu intră nimeni acolo, că e oarecum separat de orice altă activitate din spital. Și nu... Cred că măcar vestiarea ați putea face acolo pentru ce... Nu pot să fac. Deci mă gândesc vestiar. Așa. Na, na. Da. Și asta zic că acest spital unde tratăm atât oameni simpli cât și, să zic așa, VIP-urile din județul Neamț, că n-au o problemă, dar are nevoie de acest ajutor. Deci are nevoie. Noi luăm niște măsuri cel puțin zis nepopulare, inclusiv una pe care am luat-o săptămâna asta să mai tăiem niște sporuri, tocmai ca să facem rost de acești bani. Ați reușit să tăiați sporuri? Nu pot să cred. Da, le reajustăm. În ce sens? E secret deocamdată, dar... E secret, da? Am eliminat anumite sporuri pentru a mai face rost de, după calculele noastre, cam de 200.000 de lei, din care eu pot să mai iau niște reactivi. Și să fac analize, să pot să fac analize și să ajut pacientul. Deci e o situație în care pur și simplu ai 100 de lei și încerci să o împarți la o grămadă de oameni. Am avut consilii medicale în care am explicat aceste lucruri și domnul doctor au înțeles și au înțeles la fel dificultatea de a avea o sumă limitată pe care să o împarți. Pentru că dacă dau, de exemplu, bani pe o anumită secție, nu știu, sau pentru medicamente pe o anumită secție sau materiale sanitare pe o anumită secție, celelalte sunt afectate. Da? Și cum faci împărțirea asta la 27 de secții? Care fiecare consideră... Fiecare are nevoie, fiecare are pacienți, fiecare consideră că munca lui e importantă sau și cel puțin la fel normal. De importantă ca celuilalt este de lângă. Absolut normal. Și e o situație chiar dificilă, de asta spun. Deci noi, ce să zic, bugetul, hai să vă zic altfel, bugetul pe care noi l-am avut în 2021 a fost de 3 ori mai mic față de 2018-2019. Pentru banii de la CJ, mă refer. Da. Da. Adică, bun. Haideți să facem un mic joc. Eu sunt comisia de concurs pentru concursul de manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Întruniți-vă. Sunt. Așa. Sunt. Așa. Și dumneavoastră sunteți la un concurs pentru acest post astăzi. Da. Care ar fi, din punctul de vedere al unui candidat, proiectul pe care să meargă în continuare? În primul rând aș vrea să văd viza psihiatrică a acelui candidat. Ca comisiei. Nu, a candidatului care vine azi și își dorește atât de mult. Nu, lăsând la o parte asta, nu, acum da. Eu vorbesc. Hai să încercăm să vedem care ar fi, că noi tot vorbim și vorbim de atâta timp. Câteodată spunem mai direct, câteodată mai indirect. Doamne, nu sunt bani. Nu se pot face serviciile alea pentru că nu sunt condiții. Condiții nu sunt că nu sunt bani. Se fac proiecte proaste. Eu cred că în continuare rămâne siguranța și satisfacția pacientului, pentru că noi pentru asta muncim. Asta înseamnă mâncare bună, înseamnă căldură, nu înseamnă țiepi sparte, înseamnă curățenie în saloane, înseamnă mai puține infecții nosocomiale, toate astea. Înseamnă saloane adaptate la nevoi. Nevoi. Ca acum, cum poți să începi o secție, cum e oncologia? Deci tu, Consiliul Județean, dai aia, nu verifici dacă ăia
care au făcut proiectul și au mutat fundul din birouri și au venit și au făcut proiectul la fața locului. Au văzut dacă structura corespunde, dacă lucrurile corespund. Eu am fost la niște întâlniri astea neoficiale și știți ce era frustrant? Era frustrant că cei la CNI au bani. Pe mine asta mă... Au bani ca să facă lucrarea. Asta e frustrarea, pentru că sunt momente în care nu ai bani. Și când mă duc la un consiliu medical și explic, n-avem bani, trebuie să tăiem asta, asta, asta. Bun, lumea nu le convine, în general, dar... nu le convine, dar înțeleg până la urmă. Dar când ai banii și ai și ai găsit și echipă și s-au făcut și licitații, este așa, absolut să nu faci, aberant. E dificil. De este indicii. Aberant. Și atunci, să vii, să te duci să fii manager. Nu știu, mie mi se pare că e un act de curaj, asta este una, un act de inconștiență alta. Scuze că... Da, mi se zice de 2 ani. Deci, de un act de inconștiență, dar cred că este momentul, măcar acum, să dăm cărțile pe față, adică să jucăm cărți, dar cu ele pe față, știți? Să știți că cărțile pe față au fost date în ultimii 2 ani, atât cât am putut, fără să creez o stare conflictuală, nu neapărat pentru că îmi doream foarte mult să rămân în postul respectiv, cât mă gândeam că iarăși vine altcineva, iarăși se face o schimbare, iar începe durez un an până zero, să... Pentru că, vă zic, e un munte de informații de înțeles și de aplicat și de făcut decizii la spital. Nu e atât de simplu să vii dintr-o dată, cum nu va fi simplu nici pentru un nou președinte de CJ, să vină dintr-o dată, să înțeleagă absolut toate problemele complexe din județul Neamț. Aici vă contrazic, da. Și vă spun de ce vă contrazic. Nu sunt la umor. Deci nici măcar la umor negru. Se presupune că toți cei 34 de consilieri din care prezumtiv se poate alege un vicepreședinte cu atribuții de președinte, că sunt modalități. Deci toți cei 34 sunt profund implicați în viața, stați ca să-mi aduc aminte limbajul, sunt profund implicați în viața județului, în mărețele realizări ale Consiliului Județean în domeniul sănătății, au votat cu bucurie, cu satisfacție, fondurile pentru Spitalul Județean, s-au ridicat în ședințele de comisii și au zis, domne, atât avem, 12 milioane, domne, ce mulți bani avem, ia să-l întrebăm și pe deșteptul ăla de acolo, bă, ți ajung banii? Știți, noi am cerut 30. Deci ți ajung 12. Bravo, bă, băiete! Deci dintre acești 34 de oameni, unul, sigur, foarte bine ancorat în realitățile astea, va veni și va spune, domnul Filimon, domnul Filimon, 12 milioane? Ai, domne, că ești băiat deștept, te descurci cu 10. Facem o rectificare. Eu, sincer, am cam obosit să mă descurc cu praful de pe tobă. Se spunea de pe pușcă. Pușcă aveți? N-am pușcă. Oricine ar veni, eu m-am înțeles cu toată lumea. De pe tot eșichierul politic, pentru că, așa cum am mai zis de multe ori, sunt neutru din acest punct de vedere. Eu îmi doresc această colaborare, îmi doresc această deschidere, orice persoană ar veni, să aibă, nu știu, un pic mai multă influență și un pic mai mult interes pentru spital. Pentru spitalul actual. Eu, având în vedere că spitalul este unul din cei mai mari angajatori, dacă nu din zonă... Cred că suntem pe numărul 2 după direcția copilului. Bun. Da. Atunci, de exemplu, eu aș vrea așa, să-i facem un birou, găsim un birou într-un vestiar sus la Nefromed. Să știți că e greu. Să-i facem la Nefromed acolo. La Nefromed se pot ține ședințele de Consiliul Județean, adică. Mai greu. Ba nu, se pot ține în picioare, care e problema? Mai deschidem un geam, mai spargem un geam. Și să vin acolo măcar 2 ore pe zi. Să vadă, era să spun care e treaba și să pun un că înainte. Să vadă care e treaba. Da. Acolo. Eu vreau să zic așa, pentru că de asta am și venit în emisiune când m-ați anunțat. Va fi o continuitate la spital, vor fi servicii oferite atât cât putem noi. Pentru că am primit foarte multe întrebări din exterior. Voi ce faceți? Care-i treaba? Ce se întâmplă? Aveți bani? N-aveți bani? Pentru că a rămas un oarecare vid decizional la CJ și, bineînțeles, toată lumea se întreabă care sunt următorii pași.
Eu de asta am vrut să vin în emisiune să le zic nemțenilor că activitatea merge, funcționează. Avem de toate, atât cât putem să avem noi la Consiliu. Se discută achizițiile pentru medicamente și materiale sanitare până în iunie, ca să nu mai avem nici discuții, nici probleme, să avem de toate în magazie. Și continuăm activitatea atât așa cum putem, încercând, bineînțeles, cum a zis și domnul respectiv, să îmbunătățim activitatea din policlinică și în alte sectoare. Da? Importantă este stabilitatea, importantă este că relația cu eșalonul 2 din CJ, și asta e importantă de fapt pentru nemțeni, nu neapărat pentru mine, e ok, există înțelegere. Există eșalon 2 în CJ? Există, da, cei directorii. Sunt directorii și vicepreședinții. Eu zic că ei sunt eșalonul 1. Eșalonul 2 sunt cei doi vicepreședinți. Dumneavoastră le puneți altfel, politic. Deci, sau... care oricum, mă rog, dar nu politic, nu, eu vorbesc strict administrativ. Da. Există înțelegere, există dialog, ceea ce e foarte important. E chestia cu gradul și funcția, știți? Eu vreau să zic doar că... ne descurcăm la spital și asta trebuie să înțeleagă oamenii de pe stradă. Că ne descurcăm așa, nu vor fi sincope. Haideți să traduc eu. Vă descurcați la spital într-un hei rup, cu bani puțini, cu spații, multe dintre ele inadecvate, da, cu proiecte făcute prost și care trebuiau să fie gata unele și nu sunt pentru că au fost făcute prost și n-au fost controlate proiectele înainte și suferă spitalul, bolnavii, medicii, toată lumea. În schimb, și vreau să vă rog să terminați, da, ca să închei eu după aia. În acest mediu dificil, da, există oameni care își văd exact de treabă și care fac toate eforturile, am face și mai mult dacă am avea cu ce, da, să menținem spitalul pe linia de plutire. Deci, nu știu dacă vă aduceți aminte când am mers la concurs și am zis vreau stabilitate la spital, de asta am venit, nu pentru altceva. Acum e alt moment de cotitură, aș putea spune, da, în care îmi doresc această stabilitate la spital. Vine și acreditarea, deci avem o lună intensă. Și eu sper ca cine va veni la CJ să înțeleagă iarăși că e spitalul tuturor. Hai să spunem, majoritatea care va conduce CJ-ul să înțeleagă că trebuie fonduri pentru pacienți acum. Și trebuie făcut și spitalul nou, da, toată stima, tot respectul, îl numim după fondator, dacă trebuie, facem și un muzeu mic acolo. Când am fost întrebați, am dat toate informațiile necesare, am colaborat cu DSP-ul, deci problema spitalului nou nu se pune acum. Când va fi semnat contractul de finanțare? Să vedem, el vrea, să vedem dacă îl semnează și Consiliul Județean. Asta e altă discuție. Și tocmai de asta, având această incertitudine, îl semnează, nu semnează, pe mine mă interesează ce fac acum, luna asta, luna următoare la acreditare, deci astea sunt prioritățile mele. Este bine că relația cu celelalte, știu eu, instituții cu care noi colaborăm, ISU, DSP, prefectură, este o relație bună, atât pe plan profesional cât și pe plan personal, deci oricând, dacă avem nevoie de ceva, vom găsi sprijinul de la aceste instituții. Bănuiesc că e și invers. Evident că e și invers, da? Și atunci, din punctul ăsta de vedere, mergem înainte. Da. Eu spun să ne oprim aici. Aia cu neuronii rămâne valabilă, ce am spus-o la începutul emisiunii. Deci eu cred că la începutul emisiunii rămân valabile, cu banii și cu neuronii. Da. Și... apropo de contextul nou, eu vă spun că s-ar putea să aveți o mare șansă. Consiliul Județean Neam s-a înnoit. S-a înnoit structural și mental. Pentru că s-a terminat acel proiect celebru, care este proiectul acela în care a stabilit standarde și proceduri antimită. Deci din acest moment... Chiar mă gândeam deci, cum adică? La ce v-ați gândit? Nu știam alt ce proiect s-a terminat. De asta. Păi asta s-a terminat, au și sondaj de opinie, au și de toate. Au participat și de la noi, oameni. Da? Da. Vreo 10, dacă nici nu îndrăznesc să spun dacă sunt oameni care au o experiență în domeniul ăsta sau... În antimită. În antimită, evident. Da. Antimită. Adică să respingi mita pe cum magnetul.
Da. Deci e o șansă mare la Consiliul Județean de acum, deci vom avea standarde foarte clare, proceduri foarte clare și bineînțeles că vom avea și un vicepreședinte cu atribuții de președinte care va avea grijă de toate lucrurile importante din județ, printre ele, bineînțeles, și o relație foarte bună cu Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, la care chiar și cei din Consiliul Județean apelează când au câte o problemă. Doamne ajută! Să fie relația bună. Înțeles, nu știam exact la ce v-ați referit. Da, numai bine, la revedere, oameni buni, sănătate! Multă sănătate, aveți grijă de dumneavoastră!